Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! Bine ați venit, dragii mei stupari de la România! Doamne, ce-am găsit tu ca mâine! Uite, ați făcut o bucurie mare când ați primit mesaj și am auzit că îmi faceți o vizită. Și așa că de-abia v-am așteptat, că după atâta lucru și am avut, merită acum și un givan bun. Așa că ni-s la givan... Așa că ni-s la torec cu stuparii din România. Ui, ca Jean, spune-ne, și tu prima dată aici sau la Marine? La Marine prima dată. Și îmi place stupina și aranjamentul tot. Și toată curcea și vorețul tău, cum îi zice. Da, da, așa e. Nu, voreț. Și voreț, să spune, da. Avie la partea asta, ai mari spune ăsta, da. Voreț. Și la noi tot voreț, da. Spune la, da. La Timișoara, da. La Ghiroda. Și mă bucur că am venit și ăsta, că la cine sat am mai fost. Dar nu am fost la nici un stupar, nu știu, cu ăsta, cu negoț am fost până la 90. Dar tot n-am mai fost, aproximativ. Bun. Am neamuri în ăsta, în toră cu mare sau begheiții. Da. Pe munteana care a fost. Fără cu mare. Da, da. De întoară cu da. Pe Munteanu, cred că cheamă, și a fost ministru secretar de stat la Novi Sad, pe Voivodina. Cred că Munteanu. Noi, tărășenii ai mari, am venit de Săcălați, de lângă Timișoara. Știu, da, da, știu. Ne-ai 250 de ani ori venit. Am găsit tot pe YouTube. Și la Uzdin. I-am și la Uzdin ești de la... În 1767 ori fost stat Săcălați, au fost 66 de familii. Da. Și în 1767 eu am strămutat în toră. Nemți și alte au început să vină din 65, eu, când au fost austro-ungarii. Da. Înțelegi? Da, da, da. Cum stă situația în Timișoara la voi la stupări? Anul ăsta cam bine, nu foarte bine, nu, dar cam bine a fost. Dar seceta totuși a pierdut mult din floră. Marin, o fost mulțumit tare la Băgrin, dar la Floarea Soarelui Nobaș fost mulțumit. Noi nici n-am fost la Floarea Soarelui. Da, eu la Floare. Și totdeauna am avut destulă miere, așa, și prăstă 20 de chile și tot. E, anul ăsta au fost mai puțină decât la Băgrin. Păi da, fiindcă au fost căldurile așa mari. Da. Au omorât. Și cred că și nu a fost atâta de multă pusă, parțiele mici. Și plus am mai avut și goști din... Ace, împrejurim. Da. Deci a fost mai mult albină decât floarea soarelui pus. Și atunci n-am putut, dar am și lăsat multă miere. Am avut prestă 80 vreo 5 sau 90 de rame, că am mai spus eu și la film, de miere. Toată s-a dus. Toată s-a pus la stupi, că acum i-am gătat pe toți. Și am mai mor rămas, mai 18 stupi, care eu trebuie să le pun miere de stup, ia că le-am pus o chilă și acum marți le mai pun o chilă, o să arăt eu pe parcurs cum pun și asta. Anul ăsta e un an un pic atipic. Nu știu cum stai tu, dar noi avem populație mai mult decât n-am avut de când mă ocup eu de stupărit. Dar rezervele de miere s-au cam dus. Puțin. Și n-am scos din cuiburi, nici de cum. Și nu am scos niciodată. Nici eu, nici anul ăsta, le-am lăsat cam destulă. Numai iară s-a dus, ca nici un an. Un an... Asta e primul an de 30 și ceva de ani. Dau eu acum, în octombrie, să dau miere de stup la ei, da. Știi, nu că n-au nici cum. Au ei, așa, nu mă pare că eu nu mi-e sigur dacă n-au cât. Am făcut-o să-ți arăt eu, probabil, pe telefon, cu câteva săptămâni înainte și am început să le fac. Să le dau miere de floare, înțelegi? Nu va să cure pe rame, știi? Da. Dar trebuie să le dai, că altfel mâncă. Și uite cât ce este la ora actuală, înțelegi? Cât ar fi de puțină hrană până în ianuarie? Care există. Păi da, pentru
Noroc! Ioane, de uite ce zbor, să se mulărească camera. După aia poți. Eu am vot, cred că, 300. De pia 300. Da. De miere de rapiță. Și în ianuarie le pun feliuțe și luați le pun, da. Pentru că acum mierea de rapiță e puțin riscantă să o dai. Pentru că aia să... Uite, mi-e atât de bucuros m-ați vizitat și să ne vorbim și după cameră, știi, da, ce da, decât da, asta. Da, da. Marine. Dragii mei stupari, mulțam de vizionare și acum închei filmul și sănătate!